Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro. Discutăm astăzi despre un antrenor de două meciuri la FC Barcelona. Păi bine, mă, ce ne-ai venit cu ăsta care l-a pus ieri și îl dă poi bine afară? Asta este acum 4 luni de zile. Serhi Barjuan era șomer, la modul cel mai cinstit și sincer, adică prin iunie n-avea loc de muncă. Astăzi, concretamente cât e 29 octombrie, când noi ne privim în ochișori, el este antrenorul celor de la FC Barcelona. Că interimar, că vine Xavi, că nu contează, este acolo așa. Serhi Barjuan, aici este, băi, vedeți că ați greșit pozele, să spuneți, nu? Omul a debutat la FC Barcelona undeva prin 1993, sub baghețica lui Johan Cruyff. Deci, în primul rând, să te debuteze Cruyff înseamnă ceva. Și l-a aruncat, dacă nu mă înșel, direct în lupă într-un meci de Champions League. Vă dați seama ce tupeu, pe Ali Samien. Meci de Champions League, debut pe Ali Samien, unde tremurau, aruncă aia cu bateriile de la, știți că scoteau bateriile de la telefoanele mobile și aruncau turcii în jucători când erau supărați sau pe cine erau supărați cu baterii. Deci debut acolo. Stă vreo 10 anișori la FC Barcelona, Serhi, vă aduceți aminte, Ferrer, Nadal, după aia cu Gică Popescu, cu echipier, cu Gică Popescu, Gicuță Popescu, nici loc băieții ăștia, Ferrer și cu Serhi pe benzi, câștigător de Cupa Cupelor 1997, Paris Saint-Germain, Barcelona, 1-0 Barcelona, gol Ronaldo la Rotterdam, dacă nu mă înșel, cu cupă frumos și așa mai departe. Paranteză răutăcioasă, dar am mâncat bătaie și de la Milan în finala aceea cu 4-0. Deci oricum a prins echipa Barcelonei, echipa bună, nu nici Dream Team-ul, a prins exact perioada dintre din timp și asta cu Tiki-Taka Barcelona, deci exact undeva 93-2002. Vine Van Gaal, Luis Van Gaal, la, deci iată, totul olandez, vine la echipă, nu-l mai dorește și el pleacă și ajunge acolo la Atletico Madrid, unde l-ați văzut în tricoașul cu Atletico. 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, a stat acolo. După aia el a lăsat-o mai încet, așa, a venit Lorenzo Serra Ferrer, s-a retras, a nu știu ce, bun, cu tare, a început și cariera de antrenor. Nu carieră mare, adică pe la Mallorca, pe la Recreativo de Huelva și așa mai departe, dar... Ah, Barcelona era casa lui, juca acolo 10 ani de zile și acum prin iunie, bă, se, anul după ce fac un copilul meu cu tare bine așa, bă, nu vrei să vii antrenor la Barcelona B, că uite, noi l-am pune pe Garcia Pimienta ăsta care este antrenor la B, să-l punem la echipa mare. Vine cum la echipa mare, nu-l mai pun pe Garcia Pimienta așa, dar el vine, Serhi, repet, antrenoraș pe la echipe mici, vine la Barcelona B. Pleacă Nentu Koeman, cu care a fost coleg vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. 2 ani de zile Ronald Koeman și Serhi au fost colegi, dar asta e viața antrenorilor, nu contează că ai fost cu echipier, dacă te-au demis ăștia, trebuie să pui pe altcineva în loc. Și apare domnul din imagine. Cum se schimbă viețișoara asta în 4 luni de zile, deci pe 28 octombrie ești numit antrenorul celor de la FC Barcelona. Repet, da, mănea Cătălinușe, dar nu o să stea mult. Corect. Se vorbește că Xavi... le-a promis șeicilor de acolo și adânca Tarbarosanii mei, dacă mă lăsați, mai stau și eu 2 meciuri ca să încheiem aici frumos ocotele, nu plec așa în miez de noapte precum haiducii, dar trebuie să pui un antrenor. Și antrenorul este domnul din imagine prezentat ieri. Cât are? Este 70 sau 71? 7, deci are undeva la 50 de primăveri, domnul Serhi. Ideea este acum să vorbim extrem de serios, oare grea de tot, în limbajul băieților care joacă fotbal în școală, oare grea de tot. E un meci cu Alaves, ha, oprijene, păi meciul cu Alaves, exact, te-a bătut Raio Vallecano, tu ești pe locul 9 în Primera División, ai 3 înfrângeri în 4 meciuri în campionat, deci trebuie să bați și apoi vine și partida aceasta, nu e așa foarte importantă, extrem de importantă, care este cu Dinamo Kievul lui Mircea Lucescu în Champions League. Ne concentrăm un pic, că m-am aprins așa când e vorba de Barcelona și am vorbit un pic cam repede. Ronald Koeman nu mai este. A apărut Serhi, băiatul din imagine, fără performanțe uriașe ca antrenor, la echipe mai mici sau pe la B, 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 astea, Barcelona, B, Mallorca, B și așa mai departe. E antrenor de 2 etape, chiar dacă bate în astea 2 etape, probabil că nu se poate întâmpla nimic și va fi înlocuit cu Xavi. Dar... cum spuneam, are presiune mare de tot aici și pe umeri, pentru că e vorba de un meci în campionat, ești pe locul 9, totuși ești Barcelona, trebuie să urci un pic și mai ai un meci în Champions League contra lui Dinamo Kiev, meci greu, abia ai bătut cu 1-0 gol piche, da? Cu băieții lui Neamircea, numai că acum mergi la Kiev. Fanii Barcelonei probabil că s-au lămurit că sezonul ăsta este, da? Dar măcar să prinzi un loc de cupe europene și să mergi mai departe în Champions League, că asta, în Champions League asta contează, de aceea Serhi este extrem de important zilele acestea. Acum 4 luni nu era antrenor, azi e, peste 2 săptămâni s-ar putea mai mult ca sigur că nu va mai fi. Dar asta este soarta lor a antrenorilor. Dragi prieteni, mii de mulțumiri, weekend plăcut,
as.ro. Toate cele bune, la revedere!